Iar acum îți arăt imagini revoltătoare. Uite în ce condiții au fost ținuți turiștii români blocați în Mexic. Sunt oameni care au plătit câte 1400 de euro pentru o vacanță de vis, care s-a transformat însă în coșmar. Turiștii au fost reținuți imediat după aterizare, iar actele și telefoanele le-au fost confiscate. Românii au dormit claie peste grămadă, pe jos sau pe saltele improvizate. Nu au primit apă și mâncare și au fost tratați ca niște infractori. Toată situația asta a fost provocată de o alertă de securitate emisă de Statele Unite, susțin ziariștii locali. Dar condițiile de reținere din aeroport au fost șocante, chiar și pentru ei. Información que francamente da vergüenza, ¿eh? Y después de haberlos dejado durante horas sin agua, sin comida, en esas condiciones de hacinamiento, les dicen, en realidad no había nada por qué detenerlos, pásenle, la mayoría se regresó a Rumania, una vergüenza. Desde el sábado, 216 rumanos que llegaron de diferentes vuelos al aeropuerto de Cancún fueron retenidos por autoridades migratorias bajo los argumentos de que no podían justificar su estadía en nuestro país o que sus documentos arrojaron alertas migratorias.